Compozitorul Richard Sherman, care a scris piese pentru o serie de filme celebre ale Disney, precum Pisicile Aristocrate, Mary Poppins sau Cartea Junglei, s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani. Potrivit comunicatului oficial transmis de companie, Sherman a murit din cauza unor afecțiuni specifice vârstei la un centru medical din Statele Unite. În 1965, compozitorul a câștigat premiul Oscar pentru piesele compuse alături de fratele său pentru pelicula Mary Poppins, iar în 2005 au intrat în Songwriters Hall of Fame.